emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Ducanu, fondatorul School of Light. Astăzi vom vorbi despre viitor și despre metode prin care îți poți cunoaște, îți poți accesa viitorul. Dar înainte de a vorbi despre viitor, o să vorbim puțin despre timp. Și ca să încep așa ca o glumă, era o imagine pe internet în care erau trei ghișee, la unul era vrei să spun cine ai fost în trecut, la altul era vrei să-ți ghicezi viitorul și la ambele ghișee era coadă cu foarte mulți oameni. Și în mijloc era un ghișeu la care era să te învăț să trăiești în prezent și acolo nu era nimeni. Pentru că suntem foarte curioși despre trecutul nostru, suntem foarte curioși despre viitorul nostru și destul de puțin prezenți și atenți la ceea ce se întâmplă în clipa de față și paradoxul este că nu avem decât clipa de față dintr-o anumită perspectivă. Pentru că, vedeți, o să vorbim despre trecut, despre prezent și despre viitor, dar vorbind despre timp, timpul este o valoare a lumii materiale. Este, până la urmă, un concept pe care noi l-am creat sau l-am reflectat în lumea noastră materială, dar este o dimensiune a lumii materiale. Dincolo de lumea materială există veșnicia, iar veșnicia nu are timp. Prin urmare, este un paradox că vorbim, de fapt, de ceva care nu există. Are aparența care exista, trăim în virtutea acestei aparențe, averi se pierd sau se câștigă într-o secundă, dar în același timp toate lucrurile astea de fapt sunt doar în lumea noastră materială, doar în acest 3D. Dincolo de el nu există timp. În veșnicie, în dumnezeire, în spirit, nu există timp, este atemporalitate. Prin urmare, dintr-o anumită perspectivă, timpul este o iluzie și paradoxul total este acela că avem în noi, în același timp, și atemporalitatea, prin scânteia noastră divină, prin acea parte care e nemuritoare în noi, care e eternă, care, deși are un început, nu are un sfârșit. Ei bine, avem atemporalitatea noi și în același timp, singura noastră certitudine în viață este mortalitatea noastră, prin urmare, temporalitatea noastră. Trebuie să înțelegem că viața se compune din foarte multe paradoxuri, iar capacitatea noastră de a integra simultan aceste paradoxuri, de a înțelege că în același timp este important să integrăm atât polul negativ cât și polul pozitiv la curentul electric, la magnet sau la orice altă dimensiune a vieții. Pentru ca lucrurile să funcționeze, ele funcționează doar împreună, nu separat. Extremele nu au nicio valoare de sine stătătoare. Curentul electric nu ar funcționa doar cu plus sau doar cu minus. La fel și magneții și așa mai departe. Polaritatea este în rațiunea noastră o formă de a împărți lucrurile în bine și rău, în a le în a avea o secvențialitate a lor. Însă dincolo de ele există o dimensiune care este non-secvențiabilă. Este o dimensiune dincolo de timp, dincolo de spațiu, dincolo de materie, dincolo de orice fel de întrerupere, limitare, început sau sfârșit. Și dintr-o anumită perspectivă, asta ar putea să fie o definiție a lui Dumnezeu. Dar având această parte de atemporalitate în noi, trăim simultan în timp și în afara lui. Și putem să facem aceste jocuri. Iar din perspectiva atemporalității, putem avea acces
la dimensiunea noastră temporală, ca și cum am privit-o din afară. Acum, pentru a face lucrurile și mai complicate decât sunt și decât au fost prezentate, dacă am privit pe o linie, momentul prezent, trecutul la stânga mea și viitorul la dreapta mea, conform geometriei neuclidiene, pentru că spațiul este curb, deși aparent vectorii pornesc spre stânga și spre dreapta, la infinit se întâlnesc. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că, de fapt, timpul este un cerc, nu este o linie. Noi îl vedem linear, vedem lucrurile secvențial, dinspre trecut spre viitor. Și credem că vom vedea viitorul uitându-ne într-o anumită direcție și vom vedea trecutul uitându-ne în altă direcție. Dar în realitate, pentru că avem această întâlnire a trecutului și a viitorului la infinit, conform spațiului curb, în fapt, este o curgere a trecutului și a viitorului, este un singur lucru. Și ca să fie un singur lucru, înseamnă că totul se întâmplă simultan. Și de aceea nu avem decât clipa prezentă. Este un alt paradox al timpului. Meditați asupra acestor paradoxuri, pentru că pe măsură ce vom înțelege mai multe lucruri despre rafinamentul timpului, vom putea să luăm decizii mai înțelepte, mai echilibrate, mai deschizătoare de orizonturi pentru viața noastră și pentru ceea ce am putea deveni. Lazarev spunea în atașamentele lui că te poți atașa inclusiv de viitor. Și conform teoriei lui, de ceea ce ne atașăm, pierdem, pentru a ne corecta sufletul de atașamente și a înțelege că legătura cu Dumnezeu este supremă și că nu trebuie să ne atașăm sufletul de nimic, nici de lucruri materiale, nici de relații, nici de oameni și nici de viitor. Prin urmare, inclusiv din această perspectivă, oricât de promițător ar fi viitorul nostru, orice ne-ar aștepta în el, este foarte important să nu ne atașăm de acel viitor, să nu sacrificăm totul din prezent pentru un viitor proiectiv care, în teorie, ar trebui să ne ofere lapte și miere. Pentru că dacă îți lipești sufletul de acel viitor, devii într-un anumit fel sclavul lui. Și noi suntem niște ființe libere. Am fost create ca atare și darul, harul și în același timp necesitatea noastră este să trăim ca niște ființe libere. De aceea pot exista constrângeri în viața noastră, dar la un moment dat acestea vor fi corectate. Dacă nu le vom corecta noi prin alegerile noastre de destin, prin a ne repoziționa în anumite situații de viață sau momente de viață, viața însăși va face în așa fel încât să fim scoși din acele situații. De aceea nu te atașa foarte tare de viitorul tău, pentru că este o probabilitate foarte mare să îl pierzi. Revenind la lucruri mai concrete despre viitor, pentru a înțelege viitorul trebuie să înțelegem într-un anumit fel trecutul, și trebuie să înțelegem ceea ce înseamnă predeterminare, ceea ce înseamnă destin, pentru că dintr-o anumită perspectivă, ceea ce noi trăim, s-a întâmplat deja, este ca un fel de piesă cu repetiție. Dacă am trăit o zi a cărtiței, ar fi o zi repetată la nesfârșit, cu aceleași gesturi, cu aceleași rutine. Dintr-o anumită perspectivă, noi am trăit deja ceea ce trăim, pentru că există perspective diferite între ceea ce s-a întâmplat în cer și ceea ce se întâmplă pe pământ. Dar pentru a înțelege cumva didactic și pentru a putea despărți lucrurile, pentru a nu deveni mult prea confuze, să rămânem în termenii aceștia de tridimensionalitate și de trecut, prezent și viitor, în care, înainte de această întrupare,
ca și spirit, am adunat o anumită karmă, am adunat anumite programe, am adunat anumite datorii de viață, restanțe, anumite lecții pe care le mai avem de învățat, anumite misiuni sau roluri pe care le putem avea și juca în viața unor oameni cheie. Din această perspectivă, în momentul în care ne facem planul de viață alături de ghizi din lumile superioare, ele includ niște puncte cheie pe care nu le putem rata. Din perspectiva mea însă, nu există doar o linie de destin și nu există doar ceva predefinit, ci există variante de destin, există destine alternative, există variante alternative de viitor. Și așa cum ADN-ul are acele ramuri care se tot intersectează, asemenea unor șine de tren, noi putem într-un moment sau altul al vieții noastre să schimbăm macazul și să intrăm pe o altă linie de destin, pe o altă linie temporală. Este posibil ca undeva în anumite puncte cheie aceste linii temporale să se intersecteze, în sensul că evenimente majore din viața noastră, oameni importanți în viața noastră, vor apărea cu siguranță într-un fel sau altul. Vom ajunge acolo, că o vom lua pe la stânga sau că o vom lua pe la dreapta, într-un final vom ajunge într-un anumit punct, într-o anumită intersecție, pentru o anumită situație cheie din viața noastră sau pentru un anumit om cheie. Acelea nu le vom rata orice s-ar întâmpla. Însă experiența pe care o vom avea, luând-o pe la stânga sau luând-o pe la dreapta, s-ar putea să fie foarte diferite. Să fie foarte diferite în termeni de stare de suferință sau stare de bine, stare de liniște, stare de armonie, în stare de durere, în stare de negativitate, în stare de frustrări, de ură, de reproșuri, de toxicitate, sau dimpotrivă, în stare de liniște, de bucurie, de împlinire, de expansiune a propriei ființe. Acestea sunt decizii de viață pe care le luăm și care ne influențează experiența de viață, nu atât de mult viitorul, în sensul în care până la urmă vom ajunge unde avem de ajuns. Destinul nostru și drumul nostru în viață, în punctele cheie, este deja trasat. Însă, și aici există diverse straturi și diverse nivele la care putem să trăim, pentru că realitatea noastră manifestă și reflectă vibrația noastră, reflectă nivelul nostru de conștiință, reflectă cunoașterea și potențele noastre, reflectă energia noastră. Disciplinele prin care putem accesa viitorul, și vom vorbi în cele ce urmează despre ele, ne arată o anumită perspectivă și anumite posibilități și anumite predispoziții. Însă o ființă care ajunge aproape de granița de a fi un eliberat în viață, care transcende regele karmei, care are niște parametri ai ființei sale spirituale care sunt non-lumești, în sensul în care sunt complet atipici pentru o ființă umană, acea ființă nu mai este atât de mult influențată sau marcată de punctele cheie care s-ar putea vedea într-o astrogramă sau în alte elemente de cunoaștere. Și vom ajunge și la acest lucru. Sigur că, într-o anumită măsură, ceea ce se va întâmpla în viitorul nostru pleacă și de la niște elemente cheie, de la cărămizile cu care construim acest viitor. Și aceste cărămizi pot fi văzute pe foarte multe dimensiuni. Pot fi văzute pe dimensiune de profil de personalitate și, funcție de diverse modele, pot fi făcute diverse categorisiri. De exemplu, un model mai recent pe care l-am văzut și care mi s-a părut interesant ca tipuri de personalitate, împărțea oamenii în exploratori, constructori, conducători și negociatori.
funcție de anumite tipologii și funcție de felul lor de a trăi în viață. Există partea de tipologie de om intravertit sau extrovertit și aceste variante determină un anumit tip de personalitate și într-o anumită măsură un anumit tip de viitor. După cum la nivelul de temperamente putem găsi temperamentele sangvinic, coleric, flegmatic și melancolic, ca să mergem pe tipologia prezentată de Carl Gustav Jung, de exemplu. Deci sunt aspecte de personalitate ale ființei noastre, rănile cu care am venit și rana dominantă pe care o avem, respingere, abandon, umilire, trădare, nedreptate, toate aceste lucruri puse la pachet pot să dea o direcție, pot să dea o imagine destul de predictibilă despre cum va arăta viitorul. Era un consultant pe internet care spunea: dăm 2 minute din viața ta și îți voi prezice cu exactitate care va fi viitorul tău financiar. Și făcea acel lucru probabil punând câteva întrebări cheie, 2-3 întrebări cheie, și din acele întrebări cheie, însemnând aspecte legate de concepție despre bani, despre prosperitate și anumite obiceiuri, putea prezice cu foarte multă acuratețe care va fi viitorul financiar al acelei persoane. Ei bine, funcție de aceste elemente de personalitate, este destul de probabil să facem anumite predicții despre ce se va întâmpla în viitorul nostru. Există un studiu foarte elaborat pe cupluri. Au fost studiate multe cupluri care se certau și funcție de felul în care se certau și disputau o anumită ceartă, era pe principiu acela de Big Brother, în care un cuplu trăia într-o anumită casă și era cumva filmat, supravegheat și așa mai departe. Și funcție de felul în care se certau acele cupluri și funcție de felul în care își disputau cercurile, sigur, erau filmați vreme de o săptămână sau ceva de genul ăsta, nu pe ani de zile. Însă cercetătorii au putut prezice cu o precizie de peste 90% care dintre cupluri vor divorța în mai puțin de un an sau doi și care vor fi longevive mai mult de 20 de ani, și s-a dovedit cu o acuratețe de 90% așa. Bazat pe anumite rutine, pe anumite pattern-uri de comportament, de fel de a se comporta cu celălalt, de fel de a tranșa un anumit conflict. Prin urmare, înțelegând cine suntem ca personalitate, putem să vedem destul de multe lucruri din viitorul nostru. Pe de altă parte, dacă e să începem să intrăm puțin dincolo de baza, de cărămizile cu care zidim, spre planul vieții noastre, spre designul vieții noastre, spre planul casei, ca să spun așa, pentru că vorbim despre cărămizi, dar vorbim și despre un proiect, putem accesa ceea ce se numește cartea vieții noastre, într-un plan spiritual, într-un plan superior, în care să putem să vedem ce avem acolo despre noi ca și identitatea noastră ca spirit, despre oameni cu care avem anumite misiuni, despre lecții de viață și ceea ce avem de făcut în această viață. Însă, putem să ne ducem în afara noastră să căutăm aceste informații sau ne putem duce în interiorul nostru. Pentru că sufletul nostru are o chemare magnetică spre lucrurile care sunt semnificative pentru el și sunt în acea carte a vieții. Sufletul nostru, dacă știm să-l ajutăm, dacă știm să-l ascultăm, dacă îi dăm voie să se exprime cu adevărat, el se exprimă prin propriile sale afinități, prin propriile sale rezonanțe, prin propria sa atracție magnetică față de anumiți oameni sau față de anumite realități. Care este adevăratul nostru drum? Sigur că noi putem să spunem Batman și să o luăm pe o altă direcție, pentru că mintea noastră și
aspectele raționale din această lume și aspectele sociale și aspectele materiale ne pot spune altceva decât ne spune sufletul nostru. Însă rațiunea ne poate duce pe o rută care să nu aibă legătură cu adevăratul nostru destin. Dar mai multe despre viitor după o foarte scurtă pauză publicitară revenim. Este filmul care v-a fascinat în copilărie? Dedic această ediție reinventării de sine. În perioada grea a pandemiei, tot mai mulți s-au reîntors pe carte. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este, în esență, un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Năstase, sunt onorat să v-am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri, naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spunem că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate. Ne-am reîntors, dragii mei, la ceea ce înseamnă accesul în viitor și înainte de a vorbi despre metode concrete de a ne accesa viitorul, o să spun un lucru în care am crezut tot timpul și pe care chiar l-am trăit, l-am experimentat de foarte multe ori. Pare cumva așa un fel de metaforă, pare un fel de vorbă de duh, dar este realitatea. Și anume, cea mai simplă cale de a prevedea viitorul este să-l faci să se întâmple. De multe ori în viață am trăit adevărul acestor vorbe pur și simplu pentru că noi cu intenție și mai ales cu instrumente pe care le dobândim prin cunoaștere putem să ne creăm acea realitate și acel viitor pe care îl dorim, indiferent ce ar fi în baza noastră de date, indiferent care ar fi desenul nostru scris, îl putem rescrie. Sigur că acest lucru nu este accesibil oricui, dar pentru oamenii care ajung la un anumit nivel de cunoaștere, de potențe, de modificare a propriei ființe, a propriei vibrații, nimic nu mai există, nu mai este imposibil. Cuvântul imposibil nu mai există. Eram într-un dialog recent cu
o absolventă a cursului meu de expert protecție subtilă și mi-a cerut să-i fac o evaluare a parametrilor personali. Era o persoană care tocmai terminase acest curs de câteva zile, o zi, două. Și mă uitam la un anumit parametru luminic, care este cumva cheie în ceea ce determin eu, și era de 10 ori mai mare decât momentul la care a intrat. Și un astfel de salt în vibrație, un astfel de salt în parametri, pur și simplu îți reconfigurează întreaga ființă, întreaga viață, întregul viitor, pentru că pur și simplu emiți dintr-un alt punct. Este ca și cum pe un portativ, în loc să apeși pe nota Do, apeși pe nota La sau pe nota Si. Este altă vibrație, rezonează cu altceva, va produce o altă formă de viitor în viața ta. Deci, contează foarte mult capacitatea de a-ți crea viitorul. Și sigur că atunci când acționezi din spațiul 3D, din spațiul omenesc obișnuit, ai niște instrumente prin care să-ți creezi viitorul. Dar ele aparțin doar acestei lumi, lumii văzute. Și anume, efortul pe care poți să-l faci, energia pe care poți să o pui, timpul pe care poți să-l aloci, relațiile pe care poți să le pui într-o anumită dinamică, banii și lucrurile materiale pe care le poți manipula, le poți coordona, le poți implica în transformarea viitorului tău, resursele pe care prin mijloace omenești le poți implica pentru a transforma un anumit viitor. Însă, deși toate aceste elemente sunt importante, ele sunt, din punctul meu de vedere, doar o fațetă a monedei. Și din punctul meu de vedere, nu cea mai importantă, dar importantă. Nu este de neglijat. Acțiunea în lumea materială este importantă. Pentru că nu trăim ca duhuri. Dacă ar fi fost să acționăm și să învățăm și să ființăm ca duhuri, am fi fost duhuri. Nu am mai fi avut acest corp material, nu am mai fi trăit în această lume materială în acest fel. Dacă trăim așa, înseamnă că este o lecție pe care noi trebuie să o desăvârșim în materie, trebuie să o materializăm, trebuie să o concretizăm, trebuie să o facem palpabilă și pentru asta necesită acțiune în lumea materială. Însă, din punctul meu de vedere, este o piramidă inversată. Baza este lumea materială, însă fondul este cel nevăzut și asta ține de capacitatea noastră de a lucra în spirit, cu energii, cu entități de lumină, cu universul și legile lui, de a pune la bătaie forțe nevăzute infinite. Una este să lucrezi și să-ți transformi viitorul folosind forțele tale omenești, alea limitate care sunt, și alta este să pui tot universul la bătaie, cumva să dai un impuls universului ca el să lucreze în tandem cu tine pentru împlinirea viitorului tău. De aceea, din punctul meu de vedere, cel mai de preț lucru pe care îl putem avea în această lume este capacitatea de a ne măestri propria realitate subtilă, propria dimensiune spirituală și de a o folosi într-un mod practic pentru evoluția noastră și pentru transformarea lumii materiale în care trăim. Însă, ne întoarcem la viitor. Pentru că această linie temporală se întâlnește la infinit, pentru că este de fapt o curgere a trecutului în viitor și a viitorului spre trecut, în realitate, subconștientul nostru trăiește în acest tip de timp continuu. Și în subconștientul nostru putem avea acces la ceea ce noi numim trecut și viitor. De aceea, intrând în diverse forme de transă, de exemplu, în transă hipnotică, regresivă, putem ajunge până la perioada intrauterină și chiar trece dincolo de ea în vieța anterioare. Și cercetări făcute pe foarte multe persoane au relevat lucruri care sunt foarte greu de explicat în absența posibilității unei reîntrupări.
Și anume, au fost copii trecuți prin astfel de transe, duși în stare hipnotică, în transă, copii simpli, care poate aveau 5, 6, 7 ani și duși într-o astfel de transă, care trăiseră în locuri destul de izolate, fără prea mult acces la tehnologie, la cultură și așa mai departe, brusc să vorbească fluent limbi străine, câteodată limbi chiar arhaice, să spună cu precizie anumite evenimente istorice care puteau fi documentate istoric, unele dintre ele, lucruri care cu adevărat erau și sunt niște elemente care să îți dea foarte serios de gândit când pui sub semnul întrebării posibilitatea unei vieți dincolo de această viață, posibilitatea sufletului de a trece dincolo de materie, dincolo de spațiu și timp. Pe de altă parte, același proces care ne poate duce în trecut, ne poate duce și în viitor, pentru că este același drum, este aceeași autostradă, că o faci la stânga sau că o faci la dreapta. Este doar mintea noastră care ne spune că avem mai ușor acces în trecut decât în viitor. Este doar o preconcepție. În realitate, este același lucru. Însă ține și de discernământul spiritual, de o anumită experiență, această călătorie, accesul pe care îl ai acolo, în ce măsură intervine propria ta imaginație, în ce măsură intervine propriul tău ego. Poate că eu vreau să mă imaginez că am fost Tutankhamon sau știu și eu cine. Bine că nu mă imaginez în această viață, că mi-ar rezerva niște oameni în halate albe, cine știe, un loc special să mă reculeg. Dar vorbim așa, generic. Dacă cineva își imaginează sau își dorește despre sine pentru că are un ego inflaționat și vrea neapărat ca o formă de validare de sine să-și imagineze că într-o altă viață a fost nu știu ce personalitate istorică sau mai știu și eu, acest lucru s-ar putea să forțeze o imaginație creativă și să vedem lucruri care nu sunt reale, sunt doar fabricații ale propriei noastre personalități și ale propriului ego. Pe de altă parte, este posibil să accesăm secvențe din inconștientul colectiv cu care să ne identificăm la un anumit nivel în inconștientul colectiv, lucruri care s-au întâmplat, dar care nu s-au întâmplat neapărat nouă. Și mai este ceva, sufletul nostru nu este atât de individual precum pare. Noi facem parte dintr-o comunitate de suflete. La un anumit nivel există o legătură foarte strânsă între sufletul nostru și alte suflete și este posibil ca experiențe pe care le are un suflet sau altul să fie percepute de către noi ca și cum ar fi experiențele noastre, deși nu sunt ale noastre. Sunt multe aspecte de care trebuie să ținem cont cu discernământ atunci când accesăm viitor. Acestea fiind spuse, putem să intrăm în subconștient, să accesăm baza de date a sufletului nostru sau să încercăm să facem o citire prin diverse metode. Folosind extrasensibilitățile într-o formă sau alta, prin urmare, un acces la nivelul subconștientului nostru sau al unei alte persoane. Atunci când vedem o hartă astrologică, o hartă natală, vedem acolo niște predispoziții, vedem acolo niște lucruri care dau niște posibile direcții despre zestrea cu care am venit, programele cu care am venit, limitările cu care am venit și lucrurile pe care le avem de făcut în viață, direcția cea mai probabilă în care ne-am putea îndrepta. Putem să facem același lucru folosind numerologia, folosind chiromanția, folosind cheile genelor, folosind human design, folosind tarotul, folosind radiestezia sau multe, multe alte astfel de discipline care, în esență, fie încearcă să acceseze anumite predispoziții cu care noi am venit și care desfășurate vor duce la ceva, așa cum analizând, de exemplu, o sămânță pe care am putea să o punem în pământ și să răsară un anumit răsad, analizând acea sămânță,
vom avea o idee despre răsadul care va apărea și care vor fi elementele, cât de înaltă va fi planta, ce fel de frunze va avea, ce fel de fructe și așa mai departe. La fel ne putem uita la aceste baze, la această zestre genetică într-un sens larg, pentru că nu ne referim din punct de vedere biologic doar, ne referim și dintr-un punct de vedere ezoteric, ne referim și dintr-un punct de vedere energetic, ne referim dintr-un punct de vedere subtil. Dar ne putem uita la această bază cu care am venit și să ne facem o idee ce s-ar putea construi cu acele elemente. Când dai copilului jocuri din acelea cu blocuri care se pot îmbina între ele să facă diverse construcții, sigur, există niște variante. Ai un număr finit de blocuri și copilul poate face, știu și eu, câteva variante de construcții. Așa se poate întâmpla și cu viitorul nostru. Avem anumite cărămizi cu care am venit. Construind doar cu acele cărămizi, pot ieși niște variante de destin. Însă, există și posibilitatea unui salt disruptiv, în care să spun, ok, eu nu mă joc doar cu jucăriile astea, ci îmi transform ființa în așa fel încât să pot materializa orice fel de piese, orice fel de cărămizi. Și să construiesc castele, să construiesc palate, să construiesc grienori, să construiesc stații spațiale din cărămizile pe care spiritul meu este capabil să le manifeste. Prin urmare, ceea ce am putea vedea prin aceste metode este limitat la un parcurs normal de evoluție. Dar el nu spune foarte mult despre felul în care ar putea să arate viața noastră printr-o transformare substanțial a propriei vibrații și a propriei ființe. Și de aceea eu încurajez foarte mult ideea că nu avem limite pe niciun plan sau că putem împinge limitele noastre mult mai departe decât ne-am fi putut imagina. În esență, folosind extrasensibilitățile, putem scana subconștientul nostru sau al altei persoane, să folosim niște mijloace radiestezice și să identificăm acolo pachetul de programe ale viitorului, variantele de destin. Apropo de aceste variante de destin, pentru că nu mergem doar pe o singură linie de destin, ci cumva mergem pe mai multe linii paralele și în anumite momente schimbăm între ele. Și există momente, există perioade din viață când ne merge, de exemplu, foarte bine și la un moment dat tot începe și merge prost, se duce de râpă. Și pe plan financiar, și pe plan relațional, și pe plan de sănătate, și pe de pare că totul s-a prăbușit. Și nu se zice ce s-a întâmplat. Păi s-a întâmplat că mergeam pe o anumită linie de destin și fără să ne dăm seama, s-a schimbat macazul, am intrat pe altă linie de destin, pe altă linie temporală și acolo lucrurile sunt ploioase. S-a terminat cu soarele. De foarte multe ori, astfel de sucel și trebuie să ne întoarcem cumva înapoi, trebuie să regăsim în ființa noastră acel punct, acel macaz pe care să-l sucim, să ne întoarcem înapoi. Dar vrem să schimbăm spre bine atunci când lucrurile o iau spre rău. Degeaba ne afundăm să rezolvăm faptic, acțional, lucrurile pe linia de destin proastă. Pentru că tot ce vom face acolo va fi să cârpim. Prin urmare, dacă îți merge foarte rău, cel mai prost lucru este să te ocupi să rezolvi răul ăla. Avea un celebru politician în viață, persoană importantă, nu-i mai dau numele, o vorbă, nu vă duceți după fentă. Inspirată din Universitatea Vieții. Cu alte cuvinte, dacă s-a întâmplat ceva în viața ta care te-a făcut să schimbi macazul fără să-ți dai seama și ai intrat pe o altă linie temporală de destin și acolo lucrurile sunt foarte prost, cel mai prost lucru pe care îl poți face este să te ocupi, să cârpești și să rezolvi pompieristic lucrurile rele care îți merg acolo. Oprește-te în loc, găsește în ființa ta acel întrerupător, acel macaz și întoarce-te înapoi pe linia de destin pe care îți mergea bine. De foarte multe ori, astfel de intersecții de destin sunt aduse de intrarea sau ieșirea din viața ta unui om important, de
o alegere importantă din punct de vedere al carierei, din punct de vedere al unor principii pe care poate le calci în picioare sau poate le vinzi sau poate le trădezi. Din a alege poate între ceva important pentru sufletul tău și ceva important pentru dimensiunea ta umană, în orice caz, de regulă este o alegere proastă pe care o faci, orice ți-ar spune mintea ta, și o vezi pur și simplu prin ceea ce viața îți aduce înapoi experiențial, pentru că dacă totul îți merge prost în cascadă, după ce o vreme lucrurile ți-au mers bine, înseamnă că ești pe altă linie de destin. Și cel mai important lucru este întorci înapoi. Faptul că în subconștientul nostru există deja viitorul este revelat prin fenomenele de deja vu. Avem în anumite momente privilegiate sentimentul foarte clar că am mai trăit o anumită situație, exact acea situație, care nu s-a mai întâmplat. Că trăim ceva ce deja am mai trăit, e cu repetiție. Pentru că, de fapt, subconștientul nostru a accesat acea informație din viitor, că a fost în stare de veche, că a fost în stare de vis, nu mai contează. Și în momentul în care o trăim, efectiv, avem acest sentiment de a recunoaște că am mai fost acolo, că am trăit exact acea secvență. Astfel de mici situații din viața noastră, din subconștientul nostru, ne dau niște semnale că viitorul este în același timp în prezent, este în noi și ține de capacitatea noastră de a ne deplasa pe această linie temporală, pentru că dintr-o anumită perspectivă, timpul nu curge dinspre trecut spre viitor, ci dinspre viitor spre trecut. Am mai vorbit despre lucrul ăsta într-o emisiune anterioară în care spuneam că foarte multe lucruri din trecutul nostru sau unele lucruri nu au avut sens la momentul la care s-au întâmplat. Nu am înțeles de ce am avut nevoie să învățăm ceva sau să trecem printr-o anumită experiență sau să acumulăm o anumită cunoaștere sau să întâlnim un anumit om. Nu a făcut niciun sens la momentul respectiv. Dar a făcut un sens perfect pentru că a fost elementul cheie dintr-un puzzle de care aveam nevoie să îl completăm 5 ani, 10 ani sau 20 de ani mai târziu. Și n-am fi avut cum să știm atunci, nici măcar nu am înțeles de ce s-a întâmplat. Decât printr-o perspectivă a viitorului, văzând retroactiv lucrurile, am înțeles. Dar care este cauza și care este efectul? Este cauza din trecut care a generat un anumit puzzle din viitor unde aveam o piesă lipsă care trebuia pusă acolo? Nu. Este cauza din viitor care a generat efectul din trecut. Dar este iarăși o perspectivă asupra timpului, asupra căreia vă invit să meditați, pentru că este destul de complexă și pune într-o cheie diferită felul în care noi privim viața, curgerea ei, timpul și așa mai departe. Există posibilitatea să călătorești în viitor printr-o tehnică meditativă sau alta și să vezi ce se întâmplă în viitorul tău. Îți poți lua un reper temporal foarte clar, de exemplu 3 ani de zile sau 5 ani de zile de azi înainte. Este foarte importantă detașarea de lumea prezentă, este foarte importantă o stare de relaxare profundă în care te decuplezi complet de la realitate, te decuplezi complet de la trupul tău, de la materialitate și îți dai voie să plonjezi în subconștientul tău, acolo unde timpul este fluid și poți merge acolo însoțit de un maestru spiritual. În cursurile mele, eu întotdeauna fac meditații ghidate și de cele mai multe ori, orice fac, însoțesc cursanții mei în anumite călătorii ca o formă de protecție și de susținere energetică. Nu știu dacă neapărat s-ar întâmpla ceva rău, dar vreau să mă asigur că nu se întâmplă. Deci vă puteți duce în astfel de călătorii însoțiți de un ghid, de un facilitator, de un maestru.
vă puteți duce însoțiți de îngerașul vostru păzitor, vă puteți duce însoțiți de un maestru înălțat, vă puteți duce însoțit de un arhanghel, de o entitate de lumină sau de sinele vostru superior, de acea parte din multidimensionalitatea voastră care este într-o altă dimensiune și care este capabil să vă deschidă calea, să vă însoțească și să vă asigură protecția într-o astfel de călătorie. Și pur și simplu, într-o stare de observator, în care nu proiectezi creativ nimic, prin urmare nu dai voie imaginației să facă scenarii și ego-ului să vină și să umple acolo cu fel de fel de fantasmagorii pe care le ai tu în minte despre ce ți-ar plăcea să trăiești în viață, vise și idei care ți-au fost vândute de societate, de familie, de reclamele de la televiziune și despre ceea ce înseamnă o viață bogată, îndestulătoare, fericită, ci pur și simplu rămânând în stadiul de observator, să te duci în anumite momente cheie din viitor și să vezi ce se întâmplă acolo cu tine, cu viața ta, sau mai există și o posibilitate să îți chemi un sine din viitor în prezent pentru a sta de vorbă cu tine cu experiența din viitor de peste 10 ani, de peste 20 de ani, de peste 30 de ani și să-ți poată împărtăși, transfera la un anumit nivel subtil și chiar concret o parte din propria ta experiență pe care o vei conștientiza mai mult în viitor. Dar asta este iarăși o practică destul de avansată și de sofisticată, dar care, pusă în operă, îți poate aduce foarte, foarte multe rezultate, pentru că imaginează-ți cum ar fi viața ta dacă acum 20 de ani sau 30 de ani sau 10 ani ai fi beneficiat de experiența de viață, de înțelepciunea pe care o ai în momentul de față. Prin urmare, dragii mei, avem diverse formule de a ne scana viitorul, de a ne accesa viitorul. Însă, pe de altă parte, oricât de multe elemente cheie am avea în viitor, deja prestabilite, să nu uităm că avem în același timp și liber arbitru. Elementele cheie care țin de chipul și asemănarea cu Dumnezeu sunt în faptul că avem libertatea de a alege și în faptul că avem puterea de creație. Iar cea mai minunată operă de artă pe care o putem face este chiar viața noastră, prin urmare, să o transformăm într-o capodoperă. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Puteți găsi mult mai multe informații pe grupul de Telegram al School of Light. Este un grup public pe care îl puteți găsi și veți avea acces la mult mai multe informații despre lumea subtilă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Pe curând! Prezentată de School of Light.